România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, prieteni! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Azi e vineri, ar fi trebuit să fie deșteptarea României, dar de-abia luni mă întorc în sediul radioului. Astea sunt regulile pe care cu toții le-am acceptat la Europa FM. Dar pentru că tot vine weekendul, azi am hotărât să vă pun un pic pe gânduri și să vă scot din actualitatea imediată, dacă vreți. O să mă folosesc de ea, dar vreau să văd cum gândiți și cum au modificat ultimii ani relațiile dintre noi sau gândirea noastră. Fiți atenți un pic la ce am să vă povestesc. Autoritățile australiene l-au expulzat, sau mă rog, îl expulzează două oară pe Novak Djokovic din țară. Mă rog, acum așteptăm să vedem cum se pune în aplicare această decizie. Dar cu ocazia asta, de dimineață, domnul Cristian Tudor Popescu a spus la Digi24 cam așa: nu pot să-l urmăresc, nu mai pot să-l urmăresc pe Novak Djokovic jucând tenis, chiar dacă sunt gazetar și ar trebui să-mi fac meseria. E o chestiune umană, este vorba de un model pe care îl reprezintă oamenii de nivelul de notorietate a lui Novak Djokovic la nivel planetar, pentru tineri jucători, pentru sportivi, pentru oameni în general. Gândiți-vă câte gesturi josnice condamnabile a comis Djokovic în această perioadă. Grea decizie, nu? Pentru că Djokovic o să mai joace tenis în Europa, în America, e tânăr, o să mai joace mari finale și probabil statistic o să rămână cel mai mare jucător din istorie. Îți răpești singur bucuria de a vedea unul dintre cei mai iscusiți oameni de pe planetă la ce face el, doar din cauza, nici n-aș zice, a caracterului, ci a greșelilor pe care le-a făcut în ultima perioadă. Dar să zicem că aici chiar e o supărare. Djokovic a greșit, nu e vorba doar de o părere, a făcut un lanț de greșeli. Dar viața noastră astăzi este plină și de exemple mai complicate. Hai să le vedem un pic, le spun eu acum. Dan Bittman s-a angajat public într-o bătălie în care s-a arătat nemulțumit de măsurile de restricție pe care le-a luat statul. A fost vocal, bătăios, contestat și nu a mai putut să cânte în perioada asta, nu prea a avut unde. Dar el rămâne unul dintre marii artiști ai acestei țări, iar cântecele formației sale, Holograf, le iubim cu toții, nu? Ne-au adus bucurie măcar o dată în viață. Zeci de mii de oameni au fost să-i vadă la concerte, iar unele cântece, aduceți-vă aminte, deschid nunți. Ce faci dacă tu crezi acum în vaccinare și în restricții și primul cântec de la nunta ta a fost ți-am dat un inel, sau cred că ăsta a fost celebru, nu? Și aici hai să îmbinăm și politica. Lucrurile se leagă. Uite, de partea cealaltă, Tudor Chiril are câteva albume cu care generația mea a crescut și este un bun actor de teatru care merită văzut. Îl mai vezi, adică îl asculți dacă nu-ți place opțiunea lui politică? Dar mai pui albumul ăla vechi sau spui, dom'le, băiatul acesta m-a dezamăgit și gata. Sau poate dimpotrivă muzica lui devine mai prețioasă pentru că tu crezi la fel ca el. Da? Și cu ce ochii privești, de exemplu, pe Marius Manole sau pe Medea Marinescu, care și ei au părerile lor despre politică bine conturate. Dar la doctorul care spune că medicina oficială greșește, te mai duci? Da, uite, de exemplu, la doamna Monica Pop, care a fost corectată astăzi în Văzul Lumii chiar de rovaccinare. Au un clip special pentru ea. Totuși, ea este doctor de ochi, are o experiență profesională de viață, da? Și te întreb, te mai duci la doctorul de ochi, care crede altfel despre vaccinare și restricții? Și aici, prieten, de fapt, vreau să ajung la punctul cel mai sensibil. Dar cu omul care ți-a fost odată aproape, ție prieten, ție familie, dar crede altfel decât tine despre această pandemie și soluțiile sale, cum te mai înțelegi? Sau ți-ai făcut alți prieteni care cred ca tine? Pe cei vechi i-ai abandonat, fie că ești de parte sau de alta și astăzi vă despart lucruri. Așadar, 0372069599, îl repet să ne sunați de peste tot, 0372069599, ce atitudine aveți față de cei care cred altfel decât voi în chestiunile sanitare sau politico-sanitare? Îl mai urmăriți pe Djokovic la televizor, dar muzica lui Bittman o mai ascultați? Te duci la doctorul Pop, la doctorul de ochi? Și, de fapt, mai stai de vorbă cu prietenul care nu crede ca tine?
fie că el vaccinist împotriva vaccinării, vrea restricții, nu vrea restricții, ce s-a întâmplat între voi, oameni buni? 0372069599, această emisiune este și pe Facebook. Cred că este timpul să îi dăm drumul, să vorbim despre toate acestea și mai ales despre cum ne-am reglat, reorientat noi în această perioadă. Dan, salutare, bine ai venit la România în direct. Și toți telespectatorii Europa FM. Așa. Ce pot să spun în ceea ce a făcut Djokovic este inadmisibil. Ok. Iar eu sper ca autoritățile australiene să meargă chiar și mai departe, în cont de falsul în declarații pe care l-a făcut. Bun, treci peste. Omul se va judeca, există instanțe ca peste tot în lume. Îl mai urmărești la televizor? Da, sigur. În schimb, o să mai țin cu el. De exemplu, la un meci între el și Rafael Nadal, întotdeauna am fost fan Djokovic, dar în niciun caz n-aș mai ține de acum încolo cu el. Nu are scuză, ținând cont de ceea ce reprezintă în lume. Ca exemplu pentru tineret, pentru atâția copii, și trebuia să aibă grijă în ceea ce privește relațiile sociale. Mesajul pe care îl poate transmite multor cetățeni. Deci tu când te uiți la sport, nu te uiți doar de dragul sportului, acolo e și altă încărcătură, adică tu țineai cu Djokovic pentru că... caracterul uman. Pentru că altfel, să fim serioși, așa putem să le iertăm multe naziștilor că erau buni oameni de știință sau erau cultivați, educați. Nu există așa ceva. Nu-mi place comparația asta. Știi de ce? Că și cei care sunt de partea cealaltă folosesc împotriva adepților vaccinării sau împotriva statului, spunând, domnule, vă purtați ca niște naziști. Ceea ce nu este adevărat. Adică nici Djokovic, nici alții nu sunt naziști în situația asta. Comparația e prea grea. E foarte simplu. Cum a spus și Nadal, întâmplător l-am văzut. Vrei să mergi într-o țară străină, are niște reguli și niște trecerea frontierei și... De acord cu tine. Eu aici cântăresc cum ne raportăm noi la oamenii ăștia. Și eu scriam la un moment dat într-un text pe blog că Djokovic va fi privit de acum înainte exact cum spui tu, ca o înfruntare între bine și rău. Adică în momentul în care joacă Djokovic, noi o să ne uităm la el cu alți ochi și o să spunem, uite, pentru unii ăsta reprezintă binele și va învinge răul și pentru ceilalți invers. Adică funcție eu de... Eu nu catalogez rău că e antivaccinist. Și modul în care dorește să încalce anumite reguli, nedorind să se vaccineze. Asta este deranj. Aici e rău. Nu că e antivaccinist. E antivaccinist la el acasă, în curtea proprie sau în țara proprie care poate are alte reguli. Dar în asta... momentul în care vrei să încalci o lege a unui alt stat, atunci e clar că reprezinți rău. Ok. Dar asta pentru tine contează foarte tare. Dreptul lui. Același om a împărțit milioane de dolari prin toată lumea asta pentru diverse cauze umanitare. Da, bineînțeles, foarte bine a făcut. Dar aici transmite un mesaj. Nu că nu e bine să te vaccinezi, nu ăsta este mesajul, ci că nevaccinându-te, totuși poți să fii alături de cei vaccinați și eludând anumite reguli. Ok. Ăsta e mesajul. Bun, spune-mi altceva. Am înțeles de ce ai făcut opțiunea asta. Dar cu prietenii tăi care cred altfel, Dani, adică oameni, nu știu, care se opun vaccinării, care vor mai puțin restricții. Da, acest gen. Cum faci? Nu am nicio problemă cu ei. Discutăm mereu când ne întâlnim, discutăm în contradictoriu. Eu apelez la logică, încerc să-mi explic. Ei sunt urmăritori de net și, din păcate, sunt foarte multe mesaje ciudate pe net, care n-au acoperire științifică, n-au acoperire logică. Dar nu ne... Dar ați păstrat relația. Eu vă întreb astăzi despre sentimentele voastre. Ați păstrat relația. Vă mai întâlniți. Mâncați împreună. Stați împreună. Acum să fim serioși, dacă nu putem să discutăm, să fim toleranți pe chestii de genul ăsta, atunci ce pretenție putem avea la un dialog pe probleme cu adevărat importante? Și asta este importantă, dar e dreptul de decizie al fiecăruia și nu trebuie să-l contestăm. Mulțumesc.
toleranța e un lucru foarte mare. Mulțumesc că l-ai păstrat și mulțumesc că ți-ai păstrat prietenii. Poate că vă unesc mult mai multe lucruri decât cele care vă despart. Eu așa încerc să gândesc. El a fost Dan și a deschis România în direct de astăzi. 0372069599. Cum ți-ai păstrat relațiile cu cei care cred altfel față de tine și cum te uiți la vedetele care, dom'le, nu au aceleași puncte de vedere politico-sanitare pe care le ai tu. Daniela, salutare! Bună ziua, domnule Strida, dumneavoastră și ascultătorul dumneavoastră. Eu sunt medic de familie și încerc să convin pe pacient să se vaccineze. Mă bucur atunci când reușesc acest lucru. La fel fac cu prietenii mei, discutăm normal, dacă se poate să-i conving să se vaccineze, bine, dacă nu este opțiunea lor. Aici sunt de acord cu precedentul vorbitor, da? Deci nu trebuie să stricăm relațiile cu cei dragi numai pentru faptul că avem relații, că avem păreri diferite. Dar de felul la oamenii acestea care sunt corifei din punctul lor de vedere, din meseria lor, Novak Djokovic, Monica Pop, în numele eu nu sunt în linia întâi, nu muncesc în linia întâi, dar în numele prietenilor mei care sunt acolo și care s-au îmbolnăvit și unul a decedat de curând, nu pot să spun decât că pe Novak Djokovic nu mai voi numări, pentru că un campion ca dânsul trebuie să așteptam să fie din alta luat. Nu m-a deranjat faptul că nu s-a vaccinat și declarațiile mincinoase pe care le-a făcut. Iar doamna Monica Pop, de exemplu, care s-a dat cu părerea așa, privind a viitoarelor efecte al acestui vaccin, fără să aibă nicio dovadă, fără să aibă nicio competență, nu m-aș mai duce, n-aș mai asculta nicio recomandare medicală din partea ei. A spus tu ca medic, nu-i cam mult, dar poate e pricepută, stai un pic. Daniela, poate e pricepută doamna doctor, eu nu știu că n-am fost pacientul ei, dar a fost doctor acolo, director al spitalului ani de zile, poate chiar e pricepută la ochi, adică poate e foarte bună acolo. Nu știu, deci la dânsa nu m-aș mai duce în momentul în care ca medic, în primul rând, ea trebuia ca medic să fie printre cei care să promoveze vaccinarea, da? În momentul în care un medic văd că nu face acest lucru, îmi pierd absolut toată încrederea în el. Ca să urmăresc evoluția unui artist, a unui sportiv, a unui oricum, trebuie să-mi placă ca om. În primul rând. Și mă gândeam la Dan Wittmann. Dan Wittmann era obișnuit cu trederea una la alta. Nu vreau să vă țin foarte mult. Dan Wittmann era obișnuit cu foarte mari în concerte pe care le ținea. Când a rămas fără bani, a intrat un pic în panică și a început să promoveze antivaccinarea. Dar oamenii sunt cu salarii obișnuite din România și cu pensii, oarecum se descurcă. Deci, nu știu cum să spun. Crezi că a fost doar de bani? Poate crede, nu știu, eu nu știu ce e în sufletul omului, poate chiar crede în asta. Și da, când afacerile unui om sunt lovite, el, mulți au militat. Mugur Mihăiescu a militat pentru restaurantele lui. Da. Novak Djokovic, din punctul meu de vedere, ca și om, nu are calitățile la care mă așteptam să le aibă un campion. Iar, și apropo, tot în numele colegilor care s-au îmbolnăvit și acelui care a murit, dau o bilă neagră și domnului Alexandru Rasila, care, din punctul meu de vedere, a dezbrăcat puțin haina de medic și a îmbrăcat-o pe cea de politician și a permis ca în perioadele de sărbători România să fie cam un singura țară verde, fără restricții, fără nimica, de-au ajuns străinii să vină la noi în România. Am prieteni din Norvegia care mă sunau fericit și spuneau, păi la voi e bine venit să petrecem la voi de sărbători. Am și eu ceva de spus aici despre guvernul României. Este mult mai greu, uitându-mă la PSD, mai ales la PSD și apoi la PNL, să vorbești așa din afară decât să faci treabă. Și acum se împlinește luna și ceva de când domnii ăștia sunt la putere și o să-i judecăm în emisiunile viitoare, să știi că nu uit acest lucru pentru capacitatea lor de a face lucruri. Pare o palmă peste toată munca medicilor din România, care sunt în linia întâi, nu eu ca medic de familie, care s-au îmbolnăvit și unii au decedat, deși avem peste 60 de colegi din țară medici de familie care au decedat la dator. Pentru ei să faceți această emisiune, vă rog tare mult, domnule. Fiți fără grijă, am notat acest lucru, două crize are de rezolvat actualul guvern. Valul 5 și criza facturilor. Și răspunsurile nu sunt șovăienice, sunt proaste și am să spun acest lucru. Și o să mergem la judecata lor săptămâna viitoare
fiți fără grijă. Daniela, mulțumesc tare mult. Ascultați România în direct. Astăzi vă întreb însă cum vă păstrați relațiile cu cei care cred altfel decât voi în chestiuni sanitaro-politice? Cum vă uitați la vedetele mari care au alte mesaje decât restul lumii? Și a venit la telefon Ciprian. Ciprian, salutare! Salutare, salutare! Fii atent la întrebarea mea. A spus Daniela mai devreme. Dom'le, ce a făcut Djokovic, de exemplu, în ultimele zile? Îl anulează ca om, ca un campion, cum a spus ea? Doar privind prin prisma faptului că nu a respectat regulile dintr-o țară în care a mers în vizită. Mm-hmm. Din punctul meu de vedere, n-are nimic de a face cu faptul că este sau nu este vaccinat, ci doar prin faptul că știa că ar fi trebuit să fie vaccinat, că așa era regulă de acolo. Și asta îl anulează ca om? Nu îl anulează ca om, ci doar îi scade din aura de caracter, să spun așa. E o chestiune pe care nu te aștepte, la care nu te așteptai, zic eu. Te mai uiți la el? Da, fără nicio problemă, dar nu cu aceiași ochi. Eu sunt de... Eu am altă părere și legată de aceste discuții care, din păcate, cred că au ajuns cam... Da. Sunt prea multe și au devenit obositoare legat de vaccin, nevaccinați, vaccinați, ba da, ba nu. Poate ar trebui să discutăm și despre altceva și să privim chestiunea medicală doar prin prisma medicilor și atât. Nu să ne mai... Adică a devenit prea obositor. Să vă dau un exemplu. Dacă dumneavoastră aveți un prieten fumător, mai discutați cu dânsul pentru... sau nu discutați pentru că este fumător? Am un prieten care e fumător și discutăm și ne petrecem timp împreună. Am un prieten care e fumător și când am luat parte la campanie antifumat, atât de tare s-a supărat pe mine încât n-a mai vorbit cu mine 3 ani. Și nu mai cu mine. Și am prieten cu care m-am certat rău de la fumat. Dar eu am o istorie, da, aici eu nu ascund, eu am o istorie personală cu fumatul, care e rea. Și atunci am susținut niște lucruri care nu le-au plăcut. Este o opțiune personală, din punctul meu de vedere, atât fumatul cât și vaccinul. Trebuie să lăsăm acolo ca și opțiune personală. Iar dacă noi vom reuși să ieșim de bucla asta de discuție doar despre medici, despre vaccin și despre, ne va fi mult mai bine. Prin ceea ce trecem, din păcate, este o parte de istorie neagră. Dar asta se întâmplă ca și ciuma, ca și, adică putem trece mult mai ușor peste momentele astea. Discutăm pozitiv și căutăm subiecte pozitive și nu doar două tabere, binele și răul, haideți să ne vaccinăm, că dacă nu știu ce se întâmplă. Hai să lăsăm pe fiecare și să sprijinim și pe ăla care este nevaccinat, pentru că poate în timp, peste o lună, două, își va da și el seama că greșește sau poate are dreptate. Asta nu știm, istoria să ne spună. Dar nici dumneavoastră nu știți foarte bine ce va fi peste un an de zile, cu ce se va întâmpla, dacă se va întâmpla cu cei vaccinați. Nici eu nu știu, eu sunt unul dintre cei vaccinați, recunosc. Nu știm nici partea cealaltă. Este doar o presupunere. Noi și vacciniștii și nevacciniștii, să spun așa, ne dăm doar cu părerea. Deci hai să privim puțin din afară, nu subiectiv, ci obiectiv. Sigur, fără încrâncenare, spui tu. Dar, bun, asta, fiind exact, tolerant cum spui, ai păstrat legăturile cu oamenii care cred și au făcut altfel decât tine? Da, am și în familie. Sigur, am și în familie și prieteni. Ne întâlnim la fel ca și înainte. Probabil că asta înseamnă calitatea relației și ceea ce ne unește e mult mai mult decât opțiunea personală. Adică poate el să asculte rog sau să fie, nu știu, fumător, iar eu să nu fiu, dar asta nu înseamnă că nu ne vizionăm în casă, nu înseamnă că nu discutăm la fel sau nu suntem prieteni sau nu ne sprijinim la fel. E o opțiune pur personală. Din nou, ceea ce a făcut Djokovic trebuie privit doar prin prisma faptului că a încercat să dribleze niște reguli clare. Rules are rules. E simplu ca una ziua. Adică nu trebuie să mai discutăm pe lângă. E o regulă. Punct. Da. Îți înțeleg punctul de vedere. Pe de altă parte, să știi că nu toată lumea procedează așa. Am văzut multe rupturi de-a lungul ultimilor ani între oameni care se cunoșteau, între colegi. Mai povesteau foști colegi despre diverse întâmplări de la muncă, între oameni cu credințe diferite. N-a fost chiar atât de ușor cum ți s-a întâmplat ție, să știi, și te felicit.
dacă ai reușit să păstrezi în bună stare toate relațiile astea. Ideea este că ceea ce nu este înseamnă că nici n-a fost, ca să fiu puțin poetic. Ceea ce nu este înseamnă că nici n-a fost. Dacă nu a rămas prietenia în continuare, înseamnă că ea s-a bazat pe altceva decât încredere, respect față de cel de lângă tine, prieten, soție, copil, indiferent despre ce vorbim, negru, alb, galben, cum să spun, cu părul lung, părul scurt, chiar asta nu contează. Contează respectul și cum te porți cu celălalt de lângă tine, cum îl ajut. Deci hai să ne ajutăm și vaccinici și nevacciniști, și doctor sau nedoctor. Hai să vorbim și despre profesori care acum își cer drepturile legale de acum de ani de zile pe care au prin lege. Sigur. Ajungem și la discuția asta, le luăm, eu îți promit că le luăm pe toate pe rând. Sunt multe subiecte zilele astea și încerc să le abordez pe fiecare și să le dau importanță, pentru că fiecare avem bucăți de viață care contează. Ciprian, mulțumesc tare mult. Dar ați auzit-o pe Daniela, doctor de familie, spunând așa, știți, eu le reproșez celor care nu își fac treaba sau au gânduri diferite de ale mele, că poate din cauza lor au murit și cei 60 de colegi ai mei. Unor lucrurile sunt mai dureroase în funcție de modul în care suntem plasați în societate și ce putem să vedem și în meseria noastră. Alexandra e acum la România în direct. Tu cu ce ochi te mai uiți la cei care nu cred ca tine? Bună ziua! Viața din ultimii 2 ani m-a învățat că fără toleranță și bunăvoință... auziți, oare? Da, te ascult. Nu ai unde să mergi sau drumul e foarte greu și întortopiat. Întâmplător, majoritatea dintre prietenii mei apropiați, dacă nu chiar toți, sunt vaccinați. Deci nu avem discuții în contradictoriu pe această temă, suntem tot așa într-o bulă a noastră. Dar am colegi de serviciu care au optat să nu se vaccineze și bineînțeles că în mediul profesional cu siguranță trebuie să fii întotdeauna mai atent despre cum îți promovezi opiniile și cum să nu lezezi pe nimeni. Ori, privind din perspectiva aceasta, am învățat să le respect opinia, să mă protejez și pe mine și pe dumnealor în cadrul profesional în care ne întâlnim și să nu avem comentarii care să escaladeze și în felul acesta să ne separe. Pentru că inclusiv profesional depindem unii de alții la un moment dat, în anumite puncte. Ai cinstit. Deci nu v-ați certat niciodată? Că la un moment dat lucrurile o mai au razna. Niciodată? Nu m-am certat niciodată în acești 2 ani cu colegii mei legat de opțiunea dumnealor de a nu se vaccina. Ok, bravo vouă, sunteți niște oameni competați. Da, poate că reprezentăm o anumită pătură socială, cei care te ascultăm pe tine și atunci vedem lucrurile un pic mai diferit sau mai elegant, să spunem. Revenind la subiectul zilei de astăzi, asta e strict opinie personală, așa funcționez eu, ăsta este caracterul meu. Domnul Djokovic, ca și... Cum adică nu mai putem să ne uităm la dumnealui? Cu ce s-a schimbat tenisul pe care îl joacă de ieri față de a strict, din punct de vedere tehnic, al frumuseții jocului său? Păi, zice multă lume. Domnule, nu ne mai uităm la tenis. Serios vorbesc, adică în momentul în care ne încărcăm cu emoții privind un jucător sau o echipă, ea reprezintă doar niște culori și capacitatea atletico-tehnică a respectivului de a face niște lucruri? Personal, nu l-am agreat, adică am alți preferați în tenis. Deci n-aș putea spune că acum am o dezamăgire sau o renunțare majoră. Dar cred că tenisul și performanța dumnealui e o chestiune separată de caracterul dânsului, de educația pe care o are și, în final, de alegerile pe care a găsit de cuvinte să le facă. Deci a găsit de cuvinte să aibă... Sau atât a putut dumnealui din punct de vedere intelectual și stafful care îl ajută din spate, da? Au considerat că să-l testeze, să-l găsească pozitiv și să
omită sau să nu ia în serios lucrul acesta și să iasă public, să se întâlnească, să aibă diferite întâlniri. Apoi a dorit să forțeze mâna autorităților australiene pentru că este un superstar și pentru că turneul de la Melbourne chiar ar fi atentă, Alexandra, un superstar. Dar nu o să ții cu el, nu? De acum când o să-l vezi, nu? Deci, de ținut, nu o să ții. N-am ținut cu el. N-ai ținut cu el, am înțeles. Nu, niciodată n-am ținut cu el. Nu știu, poate face parte din treaba asta de aici, de a ne balcanică, de a... Și nici nu o să te bucuri mai tare când o să ia bătaie, că o să ia și el bătaie la un moment dat. O să zici, ia uite, domnule, mincinosul ăsta în acte oficiale, ce bine că l-a bătut Nadal și ce bine că nu e cel mai mare din istorie. Ce te faci însă, Alexandra, dacă Djokovic va fi cel mai mare din istorie, că e și cel mai tânăr dintre cei trei, și tu ai părerea asta despre el? Dacă va fi cel mai mare din istorie de până acum, dar știi cum e, istoria e nelimitată, știi, depinde la ce parte din istorie ne referim. Contemporan. Dacă va fi cel mai mare din istorie, probabil ne vom aminti de el, așa cum încercam să-ți spun, că a fost un mare tehnician, un mare jucător, un mare performer, un mare tenismen, dar la nivel de caracter mai avea nevoie de un pic de educație. Din asta mai occidentală, mai australiană și nu din asta balcanică, așa, de unde avem cei 7 ani de acasă, cu toții. Mulțumesc, da? Mulțumesc de tare mult. Știți cum se spune? Mulțumesc, Alexandra. Întotdeauna mitul sau modul în care vorbim noi se zice așa, mari sportivi sunt și mari caractere. Și când vine un comentator și ne spune mari caractere, înțelegem că sunt oameni drepți, că sunt oameni ca oțelul, intangibili, că n-ai ce să le reproșezi în celelalte, și în celelalte părți ale vieții. Nu numai incapacitatea de a se învinge pe ei și pe alții pe un teren de sport. Vine și ți se spune și toată mașina de marketing din jurul acestor oameni, vine și spune, sunt niște oameni extraordinari, niște caractere extraordinare. După ce că este un muncitor de săvârșit, rezistă până la sânge, face și donații, iubește copiii, iubește și balenele, nicio imperfecțiune nu îi zgârie ambalajul. În cazul lui Djokovic sunt multe imperfecțiuni. Mă întreb acum dacă cineva o să-i mai zică, uitându-se la televizor, vreunul dintre comentatori, acest sportiv, care este și un mare caracter, va fi foarte complicat de acum înainte. Alin, salutare! Salutare, salutare! Ce crezi despre vedetele care cred altfel decât tine? E foarte complicat. Așa cum spuneau și antevorbitorii, trăim o dihotomie, de fapt, și lumea, practic, e divizată. Dar lumea nu e albă sau neagră. Lumea e o paletă infinită de griuri între nuanțele extreme. Foarte complicat. Aș răspunde printr-o întrebare. Radiourile mai transmit cele românești muzica lui Dan Bidman, că și el a avut câteva... Cred că da. Nu m-am uitat de mult în Media Forex. Ăsta e un program pe care îl folosesc toate radiourile pentru drepturi de autor. Nu m-am uitat de mult. Cred că se difuzează în continuare. Acum mai e o problemă. Uite, dau așa ca să știi din gândirea radiourilor. Radiourile tind să difuzeze și o muzică care e mai nouă. Sunt mai multe chestiuni. N-am verificat, dar o să verific. Am înțeles. Uite, mai... Da, acum... E greu de răspuns. În mod normal, cei care suntem amatori de sport, ne vom uita, pentru că asta e viața. Ne vom uita și la Djokovic, și la Nadal, și la... Când analizez caracterul unui om, exact cum spuneai mai devreme, trebuie văzute și lucrurile bune pe care le-a făcut. E clar că acum e într-un punct critic al deciziilor pe care le-a luat. Indiscutabil. Nu discutăm prin tot ce a făcut. Pe de altă parte, nu pot să uit faptul că a mers în Australia pe o derogare pe care au dat-o niște comisii tot din Australia. Adică dacă îi veneau de la început și spuneau, ne pare rău, nu vă încadrați, n-ați primit viză, cred că nu mai aveam scandalul din ziua de astăzi. Dar o să te uiți la meci, că despre asta e vorba azi. Da, da. Într-adevăr,
este regretabil ce a făcut, dar cumva trebuie să disociem. Când analizezi un om, trebuie să te gândești și la donațiile pe care le-a făcut spitalelor în pandemie. Sunt zeci de copii, sute de copii care practică sportul pentru că l-au văzut pe el campion și ridicându-se de fiecare dată. Adică, cumva, lucrurile sunt, cred că, mult mai nuanțate decât ne uităm, într-adevăr, a făcut acum o porcărie, gata, hai să-l anihilăm, nu mai putem să ne uităm la el. Și cu prietenii tăi ești la fel de tolerant? Adică pe parcursul ultimilor ani tot așa ai procedat? Pe parcursul ultimilor ani ne vedem cei care suntem vaccinați. Cei care nu sunt vaccinați nu ne-am putut vedea. Astea sunt condițiile. Pe de altă parte... Dar de ce nu ne-am putut vedea? Că nu ne interzice nimeni să ne vedem. Exact, pentru că ei nu sunt vaccinați, dar ne-am văzut cu cei care încă nu erau vaccinați, dar aveau certificat verde că a trecut prin boală. Adică cumva am încercat să ne protejăm toți, avem o... Cumva, în mod natural, a existat sau există o excludere, nu? Pentru că au făcut o opțiune. Da, indiscutabil, indiscutabil, da. Și ce gândești despre prietenii tăi care nu s-au vaccinat? Că este o opțiune, este o opțiune, nu pot eu să-i condamn. Deci n-am cum să-i condamn, așa cum a spus-o, sunt jurist de profesie, așa cum a spus-o, vaccinarea n-are cum să fie obligatorie. Nu știu dacă din păcate sau din fericire nu sunt în măsură să trasez mai departe, dar vaccinarea trebuie să fie un act personal, deliberat, pentru ca societatea asta să scape de pandemia în care... Da, sunt de acord, dar asta e judecata publică, tolerantă, corectă. Spui, da, domnule, să vedem cum o să facem. A, oamenii au opțiune, dar tu, de fapt, nu te vezi cu ei. Eu acum te pun la încercare, știi, da? Adică nu te super pe mine. Adică ai o judecată corectă, așezată, frumos, dă bine la radio, dar în realitate nu te vezi cu ei. Categoric nu. Până nu se vaccinează. Dacă se vor vaccina, ne vom vedea, sigur. Fără nicio discuție. Dar asta asta nu înseamnă că rupe legăturile complet. Că nu mai vorbesc cu fratele care s-a vaccinat foarte târziu sau cu, nu știu ce, rudă care de altfel tot foarte târziu s-a vaccinat. Adică sunt, trebuie să, nu știu, cumva trebuie să mergem împreună mai departe, apoi, indiferent că suntem vaccinați, că nu suntem vaccinați. Te-ai certat cu fratele de la treaba asta? Ce vreau să zic, că nu trebuie escaladat falia asta, care oricum există. Dar și se simte, trebuie să ne înțelegem cu toții, cumva. Se simte fără vorbe. Mulțumesc tare mult, Alin. Mulțumesc tare mult. Se simte cu vorbe, fără vorbă, falia asta. Adică e o răceală care se așterne așa între oameni. Chiar dacă întâlnindu-ne față în față, noi păstrăm legăturile aparente. Dar sunt acolo câteva lucruri date deoparte asupra cărora mai bine nu vorbim, că nu ne înțelegem în situația asta. Eugen, salutare, ești la România în direct. Bună ziua, bună ziua dumneavoastră, bună ziua tuturor celor care ne ascultă. Felicitări pentru tema emisiunii, o temă foarte interesantă, sper să fie de folos tuturor. Hai să vedem ce spui, da, să vedem cum gândești, de unde pornești. Uite, hai să zicem, îl mai asculți pe Dan Bitman? Da, personalul îl ascult pe Dan Bitman, într-adevăr este o valoare a muzicii prin tot ceea ce a creat în decursul anilor. Faptul că dânsul are o părere care o consider personală, nu-l condamn pentru așa ceva. Singurul lucru pentru care, într-adevăr, l-aș condamna, m-aș simți puțin ofensat, de exemplu, dacă m-aș întâlni cu Dan Bitman într-un mall, într-o cafenea și dânsul n-ar putea mască și eu aș purta. Da. Eu m-am întâlnit cu Dan Bitman din întâmplare, la un restaurant și ne-am salutat. Gândim altfel despre viață. Acum cu măștile la restaurant mai greu, știi cum e, dar ne-am salutat și am considerat firesc să ne salutăm, că suntem oameni care ne-am întâlnit, ne-am intersectat în viață. Da, mi se pare normală reacția dumneavoastră, poate m-am exprimat eu greșit la restaurant, dar într-un spațiu public, dacă ne-am întâlnit, iar eu aș fi obligat prin măsurile actuale să port mască, iar domnia sa nu ar purta, m-aș simți lezat. Dar aceasta, pentru acest lucru, nu i-aș condamna activitatea artistică de până acum și sperăm următoarea. Da, corect. Eu zic că la începutul discuției ți-am luat gândul din gură, că voiai să spui altceva și nu legat de Dan Bitman.
și acum îți dau cuvântul ție înapoi. Aș fi vrut să încep de la partea mai apropiată, de la cei apropiați, de la prieteni, familie, toți cei din jurul meu. Într-adevăr, am întâlnit și păreri contrare, cei care se opun vaccinării, dar acest lucru nu a schimbat relația de prietenie, amiciție între mine și persoanele respective. Întâmplarea nefericită a făcut să trec prin boală, să accept vaccinurile care sunt, le-am acceptat, dar pentru contradicțiile care au fost, nu am renunțat la prieteni, la rude, nu i-am condamnat în niciun fel. V-ați înțeles în continuare, chiar dacă sunteți pe părți diferite. La familie e și greu să renunți, adică cu familia păstrezi relațiile, asta e viața. Mi-e greu să cred că cineva nu mai vorbește cu frații pentru că unii cred în vaccinare și alții nu cred în vaccinare. Chiar mi-e foarte greu să cred asta. Adică, bun, poate fi cazul, dar cine știe, izolat. Dar mai stați la mese împreună, vă mai adunați, vă mai sunați așa fără treabă? De sunat ne sunăm, ne întâlnim, într-adevăr, cu persoanele care nu au acces vaccin, nu au vaccinul făcut, care au o părere contrară, păstrez o anumită distanță fizică, să zic așa, deci nu... păstrez o anumită distanță fizică, dar telefon, de vorbit, chestii de genul ăsta, nu am renunțat și în continuare suntem prieteni și sperăm să trecem mai repede de această perioadă cu bine și să reluăm relațiile normale care au fost înainte, cu întâlniri, cu șefuri, cu tot ce era înainte. Doamne ajută, mai facem un grătar. Mulțumesc tare mult, Eugen. Aș vrea la finalul acestei emisiuni să o aud pe Mădălina. Salutare, Mădălina! Bună ziua! Sunt pro-vaccinare, sunt vaccinată. Mă gândesc chiar pentru vaccinarea obligatorie. Știu că este o chestie foarte delicată, dar, mă rog, trecem peste. În legătură cu cei care sunt, nu știu, Djokovic sau, mă rog, Dan Bitman, pot să disociez doar la nivelul ideatic persoana de calitățile ce l-au remarcat în domeniu. Dar personal, eu nu pot înțelege oamenii care nu se vaccinează. Îi consider foarte egoiști. În această perioadă m-am întâlnit majoritatea timpului cu persoanele vaccinate. Nu am putut să întrerup de tot relațiile cu cei care nu sunt vaccinați. Am încercat să fiu mai moderată. Soțul meu este foarte radical în privința asta și absolut. Am încercat să tot să-i cumesc să vaccineze. Chiar nu poți să-mi dau seama de ce nu te-ai vaccinat în condiții de care cum noi suntem vaccinați pentru o grămadă de alte boli. Am trecut prin COVID. Știu ce înseamnă... Mă rog. Ce înseamnă că soțul tău e mai radical? El este pro-vaccinare și dacă ar fi după el, nu ne-am vedea absolut niciodată cu nimeni cu nicio persoană despre care știm că nu e vaccinat. Dar de ce? Cum își justifică alegerea asta? Prin responsabilitate. Adică îi consideră irresponsabil pe ceilalți. Da, îi consideră irresponsabil, îi consideră egoiști și nu se gândesc la cei din jurul lor, cei vulnerabili și așa mai departe. Și ați rupt relații cu oameni din acest motiv? Le-am răcit. Le întrerup de tot, da. Nu am putut să le întrerup. Dar s-au răcit. Bineînțeles că într-un fel sau altul se atinge și discuția despre vaccinare și că noi nu putem înțelege absolut deloc de ce nu te-ai vaccina. Da. Intrăm așa într-un blocaj, să zicem. Da, te înțeleg, te înțeleg. Mie că l-am trecut cu toții prin... Nu m-aș putea duce să mă controleze la ochi, deși este o somitate în domeniu, fiindcă sunt convinsă că sunt și alți doctori foarte buni oftalmologi, iar dânsa, având această idee, eu nu m-aș duce la dânsa să mă controleze. Da, te înțeleg. Te înțeleg și nu te judec. Îți mulțumesc tare mult, Mădălina. Este modul în care lumea noastră de astăzi e alcătuită. E o lume pe bază de credințe. Mă bucur totuși că reușim să păstrăm, așa cum spuneți cei mai mulți, legăturile dintre noi. Mă bucur că reușim să mai dăm un telefon.
Mi-e greu însă să cred că multe poduri vor fi refăcute și după ce o să treacă necazul ăsta o să vină altele, că știți că mereu ne desparte câte ceva. Important e însă să dăm dovadă de echilibru și combătare. România în direct de astăzi se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.